Thank you.
Dedicată satului românesc. În primul rând, bună ziua tuturor! Că noi n-am reușit să ne salutăm. Pe cine ați avut în față? Păi, ce să vă spun? La Nămoroasă, acum aproape 3 ani, încercam să închegăm un proiect frumos dedicat satului românesc. Numai că n-a ieșit atunci, a ieșit după prin anul 2019. Și în anul 2019, când în Patriarhia Română se sărbătorea, practic, satul românesc, am avut o activitate, un concert, practic, și nu numai, în care am dorit să am câțiva invitați speciali. Și printr-o conjunctură deosebită, că așa lucrează Dumnezeu, am cunoscut-o pe doamna Liliana Ghinea. Auzisem melodii pe la radio și îmi doream foarte mult, noi eram aproape acolo. Doamna este din județul Vrancea, astăzi este aici la noi, împreună cu cei dragi apropiați, să ne onoreze această zi frumoasă și, bineînțeles, această zi pe care o dedicăm și noi împreună cu toții o susținem pe Alexandra Zaharia. Bună ziua! Mulțumesc frumos, doamna Liliana, o să mai reveniți. Vă mulțumim frumos cu toată dragostea. Vă mulțumim, doamna Liliana. Aplauze pentru doamna Liliana Ghinea. Alexandra Zaharia. Nici n-are rost ca să spun prea multe. Când am venit în Umbelești, am încercat să realizez un proiect de cultură și spiritualitate în care se implicăm tinerii. Și de aici a plecat totul. De fapt, mai multe activități pe care le-am făcut la biserică au generat un grup de copii și tineri de care suntem bucuroși. Astăzi au făcut cinste comunei noastre la tramul Mănăstirii Buciumeni. Și din partea noastră ne-am bucurat că a putut cânta și aduce un glas și un imn de slavă lui Dumnezeu și mamei Alexandra. Acum este în fața dumneavoastră. Mă bucur foarte mult că o susțineți, așa cum o facem, de fapt, cu toți tinerii și tinerele care doresc să se implice în viața culturală a comunei. O să vedeți și alte persoane dragi, tinere speciale din comuna noastră, spun așa de acum, Ungărești, care vor urca aici pe scenă și, într-adevăr, vom fi bucuroși să-i ascultăm. Să o ascultăm însă acum pe Alexandra Zaharia! Nu mai.
bine! Mulțumim, Alexandra! O felicităm! Este fica satului, are 14 ani, face canto de la 7 ani la Casa de Cultură din Tecuci, lucrează cu domnul profesor Claudiu Vișan, așa este? De asemenea, face parte din ansamblu Bărceanca și din ansamblu de dansuri populare Doinița Siretului. A participat la numeroase festivaluri și concursuri de profil, unde a câștigat, bineînțeles, premii, trofee. Ultimul premiu a fost cel de la Slobozia, unde a câștigat un loc în tabăra de pregătire muzicală oferit de Fundația Bianca Iancu. Mulțumim! O mai așteptăm la finalul. Felicitări, nu? Felicitări pentru Alexandra, este fica satului, ne mândrim cu aceasta, cu ea. Și pentru că spuneam, Alexandra nu este singura care face cinste comunei noastre, dar aici doar e vorba de experiență și de diferența de vârstă. Lângă mine o cunoașteți. O am pe Cristina Lavinia Tonu. Atunci când am gândit proiectul pentru cultură și spiritualitate al parohiei noastre, nu știam că pe lângă Alexandra, acolo la Tecuci, ca într-o pepenieră, aveau să se dezvolte multe talente. Ei bine, când am cunoscut-o pe Cristina, mi-am dat seama. Și Cristina vă va interpreta o piesă frumoasă din folclorul nostru tradițional, din folclorul nostru românesc. Vă va încânta cu siguranță, cu voce ei caldă. Dar în același timp, sunt convins că viitorul sună bine pentru toate. Haideți să o ascultăm pe Cristina Lavinia Tonu! Oh,
Thank you.
După ce am încercat să creez, să cunosc și eu câteva persoane pentru a putea face o activitate dedicată zilei micii unii, 24 ianuarie, un prieten drag, nimeni altul decât tatăl Alexandrei, mi-a recomandat o familie minunată. Și așa am ajuns la familia Munteanu. Atunci nu cânta, deși am descoperit o voce puternică și prima mea recomandare pentru Bea, cum îi spunem noi, a fost canto, pentru că poate, vrea și are talent. Să o aplaudăm! Beatriz Andreea Munteanu! Mulțumim! O elevă din Barcea, vecina comunei noastre, de asemenea studiază la Casa de Cultură Tecuci, sub îndrumarea profesorului Claudiu Vișan, face parte din ansamblu Bărceanca și din ansamblu de dansuri populare Doinița Siretului. De asemenea a participat la multe festivaluri de profil și la concursuri muzicale, unde a obținut premii și trofee. Și alte pasiuni. Joacă tenis, cântă la pian. Ne va încânta în momentele următoare Sara Mihai! Așa, ca o bine așa din caz, mai gărieță, mă duc să mă fac frumoasă, pop!
Dilim 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 dil
și Casa de Cultură Tecuci. Mulțumim foarte mult acestor două domnișoare minunate. Cred că a venit momentul să facem un pic de pauză, nu pauză obișnuită, ci doar de muzică. V-am pregătit un mic moment poetic. E foarte frumos și aș vrea să o susțineți cu aplauze pe Nicola. Nicola Vărupa vă va interpreta, vă va recita câteva versuri. N-am să spun nimic mai mult. Ascultați-le și cu siguranță o să picure ceva în sufletele dumneavoastră. Te ascultăm, Nicola. Legeam. N-am să spun copilul meu că urcușul nu e greu. Am să spun și am să-ți cer să privești mereu spre cer. Nu am să spun că lumea e bună. Nimeni asta nu o să spună, dar în lume trăim noi, nu feric, crezi din noroi. Dacă poți, stă în fire, lasă în calea ta să fire, n-arunca mărgăritare celor ce nu sunt în stare. Să asculte și să prețuiască sfatul și vorba cerească. Mergi curat pe drumul tău, luminat de Dumnezeu. Te iubesc cât trăiesc eu, tot copil vei fi mereu. Rugă sfântă și fierbinte, te însoțește, ține minte. Mulțumim frumos, Nicola. Dragii noștri, este momentul în care nu o să vă vorbesc prea mult, dar cu siguranță, pentru că o cunosc de ceva ani. Cred că era clasa a 7-a, a 8-a, când venea pe la Colin de la Nămoloasa, și nu știam că acolo undeva în interior se ascunde un mare talent. Ulterior, când am văzut înregistrări, mi-a crescut inima. În anul 2019, la Sărbarea Satului Românesc la Nămoloasa, practic a fost lângă mine aproape tot spectacolul, ca și doamna Liliana, numai că, de fapt, Claudia Mihai era o speranță a muzicii noastre autentice. Claudia Mihai este din Redu, Suhurului. Redu, am zis bine. Acum e colegul meu și bunul meu prieten, părintele Eugen Boldeanu. Au reușit însă copiii la canto. Claudia Mihai, o speranță a muzicii atunci, acum o veți asculta cu câteva piese. Câte ne vei cânta? 7. Ia auziți. Dar nu le punem pe toate acum. O să facem o pauză la piesa a 5-a. Ok. Ce să vă zic? Nu mai spun nimic. O să o ascultați dumneavoastră și o să spuneți după. Să o aplaudăm! Claudia Mihai! Of course, the whole superficial.
Thank you.
următoarea melodie. Sper să vă placă. E mai mișcat așa puțin. Thank you.
V-a plăcut? Da! Nu se aude! Claudia, v-am explicat de la început, e o persoană dragă sufletului meu, pentru că atunci când am început activitățile la Nămuroasa și mai ales cele de colinde, am descoperit-o cu o voce caldă, pentru că știu că venea mai întâi cu școala și apoi cu parohia de la Redu și îi încânta pe toți, așa cum cred că au făcut-o și acum. Mai are două piese pe care cu siguranță vi le vom supune atenție, să mai tragă și eu un pic sufletul și după care, da, o idee foarte bună. Păi haideți să vă spun, vină cu acel lângă mine. Ale. Alexandra Gavrila. În momentul când am conceput proiectul dedicat copiilor și tinerilor, la un moment dat atâta știam că am două Alexandre, o Andreea și o Cristina, nu? Cam așa era. Numai că Alexandra, am zis Andreea, da, și Ștefan, nu, da, uite că aveam și un băiețel, acum dacă avem mai mulți, vezi? Dar îi dăm slavă lui Dumnezeu. La acel moment, Alexandra știam că face canto, pentru că aveam informații clare, nu-i așa? Alexandra Zaharia se tot uită la mine, pentru că, într-adevăr, proiectul l-am început împreună. Și l-am continuat și iată că am ajuns să-i cunosc familia. Pentru că știți, când vii într-o parohie, când vii într-un loc, în primul rând, te gândești cu cine poți să lucrezi, cu cine nu, cine se pliază pe anumite proiecte. De data aceasta am cunoscut o familie minunată, ca de altfel al tuturor copiilor de la grupul nostru, familia Alexandrei, domnul Sandu și Mirela, și doamna Mirela, mi-au dat concursul în toate. Alexandra face canto. Nu mai știu de la ce vârstă. De la 9 ani. De ce? Nu, de la 7 ani. Un pic mai sus decât Alexandra Zaharia, nu? De la 6 ani Alexandra, de la 7 ani Alexandra Gavrila. Da. Și anul acesta ne-a adus o mare bucurie, un trofeu cutia de mare așa, de la Galați. Felicitări în primul rând celor care o susțineți de acolo din tot sufletul. Și de data aceasta vă rog să o aplaudați că vă las aici să cânte pentru dumneavoastră, pentru sufletele dumneavoastră. Alexandra Gavrila! Ei,
Thank you.
Thank you.
cu mai mari emoții. Thank you.
plăcere să mă aflu printre voi astăzi. Mulțumim, Claudia, te mai așteptăm pe la noi. Îi place mult să cânte, a cântat la multe festivaluri și concursuri muzicale, dar cel mai mult îi place să cânte pe scena din localitatea natală. Alexandra Zaharia ne va cânta cu o melodie. Să știi că marile averi nu sunt în bani, nici în palate, doar când părinții au putere și când copiii sănătate. De vrei să cauți fericirea, îți spun copile, dragul meu, în sufletul de săvârșirea, acolo o vei găsi mereu. Mulțumesc! Mulțumim, Nicola! Felicitări! Sper că v-a plăcut evenimentul nostru cultural. Este un eveniment de suflet. Sărbătorim! Sărbătorim bucuria, puritatea copiilor, acestora care v-au cântat pe parcursul a cel puțin 2 ore. Înainte de a încheia, trebuie să vă spunem care sunt partenerii acestui eveniment, și anume Asociația Cultural Filantropică Ion Tesion, Școala Gimnazială Sfântul Stelian, Primăria Umbrărești, reprezentat de domnul primar Ionel Stratura, care a fost alături de noi, necondiționat, chiar și în zi de sărbătoare își face datoria domnul primar, și bineînțeles pagina de Facebook Fii Informat Umbrărești. Îl invităm pe domnul primar să ne spună câteva cuvinte. Bună seara! Îi mulțumim doamnei Liliana Chinea că a putut să ajungă în seara aceasta la noi, că ne-a cântat cu frumoasele cântece și sperăm și de acum încolo să ne cânte. Și o așteptăm ori de câte ori
este nevoie și are ocazia și prilejul să vină pe la noi. Mulțumim! Așa cum spunea și părintele, viitorul la Umbrărești este asigurat și în seara asta m-am convins. Avem copii de valoare care îi felicit pe această cale, le mulțumim și nu pot să zic decât jos pălăria în fața lor și sunt sigur că oriunde se vor duce, vor face cinste comunei Umbrărești. Felicitări și o seară frumoasă în continuare. Vă mulțumim! Mulțumim, domnule primar! Totodată am uitat să felicităm și, în afară de copiii din comuna noastră, avem și pe Claudia din Nămoloasa, să-i oferim o floare. Așa, nu am fost pregătit. O felicităm și pe Daria din comuna Pacea. Mă remarcez altă dată pentru tine, nu am fost pregătit, dar... atât. Mulțumesc! Mulțumim mult, domnule primar, și acum să mai facem o melodie, două, trei, cât ne mai ține buzunarul. Thank you.
ne uiți gălu și dom. Nu mă mai strigă meicuța, că nu o să închid zahon. Că mă toată pe un chereaz, din amica mai târziu. De vedea stins în lumina, când se-a plecat un zăr. Nu-i prejur să-i prea mereu, când iubești și nu-i alătău. Așa-i dragostea-n pura.